Române după ce a câștigat un proces împotriva Ministerului Justiției din România și asta în timp ce sute de mii de basarabeni așteaptă de câțiva ani un răspuns la solicitările lor. România riscă acum să se lovească de un val de procese de judecată din partea moldovenilor. Ghenadie Brega este primul basarabean care devine român cu acte în regulă în urma unui proces împotriva statului român. Acum un an, el a dat în judecată Ministerul Justiției de la București pentru că nu i-a răspuns în ce etapă de procesare este dosarul lui. A fost foarte dificil, mai ales pentru faptul că în instituțiile statului român cu care intrăm noi în contact, lipsește cu desăvârșire informația. Majoritatea cetățenilor care au depus dosarul acum 5 ani nu primesc un răspuns clar dacă a fost sau nu procesat dosarul, a fost publicat sau nu monitor oficial ca fiind luat la evidență sau nu li se spune în cazul în care trebuie să mai completeze cu ceva dosarul. După câțiva ani de proteste în fața Consulatului Român din Chișinău, Ghenadie s-a luptat un an în instanță și la București. Acum privește cu alți ochi oamenii care încă mai stau la rând pentru viză sau cetățenie românească. Cred că oricine dintre cetățenii care au depus în perioada asta ar putea să invoce măcar argumentul că mie mi s-a dat cetățenia română sărind peste rând. La Chișinău, oamenii se întreabă dacă în urma acestui caz Bucureștiul ar putea fi lovit de un val de procese de judecată intentate de moldoveni. Cetățenii Republicii Moldova care solicită redobândire cetățeniei române au pierdut cetățenia română contrar voinței lor, ca rezultat al anexării Basarabiei la Uniunea Sovietică. Din acest motiv, legea română prevede o procedură specială pentru redobândirea cetățeniei, care este diferită de procedura de obținere a cetățeniei. Este un principiu fundamental consacrat și în Constituția Română, potrivit căreia copilul născut din părinți români este român. Asta poate ar motiva Guvernul României să stabilească prin lege limite exacte, în termeni exacti în care Guvernul României ar trebui să dea un răspuns Ministerul Justiției, în particular, a solicitanților de cetățenie. Cel puțin să știe exact la ce etapă se află dosarul lor și în cât timp va fi analizată cererea lor. Statistica arată că anual România acordă 340 de cetățenii, mai puțin de una pe zi. În acest ritm, doritorii de cetățenie română din Republica Moldova ar trebui să aștepte 10 de ani.